Am terminat de stropit și vă voi arăta un pic pomii pe spalier. Avem mai mulți spalier prinși cu sârmă. Sârma va trebui strânsă un pic. Aici avem un prun galben. Cred că are un clod galben, nu sunt sigur. Aici avem mărul Red Love, care anul ăsta a făcut și el câteva mere, numai că va trebui rărit. Și o să văd imediat cam ce rupem din fructe. Nu trebuie lăsate multe pentru că nu o să le ducă și nici nu indică. Acest măr are pulpa roșie. Nu știu dacă se vede. Deci are pulpă roșie, se fac foarte frumoase sunt. Așa. O să trebuiască să îi leg iarăși. Și pentru a forma mugurii de rod, acei pinteni, va trebui să tai toate creșterile de anul acesta la primul conglomerat de frunzulițe, adică undeva la 2 muguri la cep. Așa am procedat și cu perii și sunt plin de pinteni. Dar aici au murit în primăvară pentru că au fost temperaturile alea. Aici este părul. Va trebui să trec și pe la el să mai rup ce mai am de rupt aici, pentru că l-am pus folie, însă și cu folia tot mai are nevoie de mentenanță. Cei mai afectați de afide au fost trandafirii. Acestea sunt aia pe care vi-am arătat în primăvară. După cum se vede, sunt plini de boboci, numai că sunt bolnavi. Dar tocmai am terminat tratamentul. Foarte afectați, sper să aibă efect tratamentul bio. Dar după cum vedeți, am tăiat și sunt plin. Acesta este un măr, tot pe spalier, undeva la 2 metri, maxim. La fel va trebui tăiat în verde pentru a produce pinteni. Aici tot un păr, un măr Jonathan. Ei, teoretic, sunt destul de frumoși. Ăsta este în formă de palmetă, un vișin. Mai avem aici un vișin, mult mai mare. Și aici avem afinul siberian, care a produs și anul ăsta ceva afine. Sunt ascunse pe aici. O să le adunăm mâine. Foarte gustoase. Mai avem aici un afin canadian sau stafide. Păcelul de stafide începe și asta se coacă. Este plin. Și
și să vă arăt dafinul. Dafin. Funze noi. Este destul de gros. Nu cred că va mai avea probleme cu înghețul. Mai e unul mic aici. Boabe și aici dulci. Asta o afinul siberian, care rezistă până la minus 35 de grade fără problemă. Acesta este afinul canadian. Mai avem și un cireș amar aici. Am terminat cu stropitul, prieteni, o să ne auzim data viitoare, o să vă arăt și căpșunile puse pe folie agrotextilă, e cel mai ușor de întreținut, așa că nu ezitați să folosiți, dacă nu aveți mulci natural, agrotextilul este minunat. Cu bine, prieteni! Toate cele bune, până data viitoare, vă doresc. Aici sunt căpșunile bio, pe folie, deja au început să se coacă.